Florin Cârciumaru a anunțat că în nicio situație nu va mai candida pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu la alegerile din 2020, chiar dacă se va clasa în preferințele electoratului în sondajul realizat de PSD Gorj. Conducerea organizației județene a anunțat că în toamna acestui an se va realiza un sondaj pentru desemnarea viitorului candidat la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Nu voi mai candida în 2020 pentru vreo funcție la primărie, deci pentru funcția de primar. Nici viceprimar și păi, nici consilier local. Nu poți să-l învingă pe Romanescu la... Cu toate că s-ar putea să ajungem și la o asemenea concluzie, ținând cont de ultimul sondaj făcut la nivel de județ de către ALDE, sondaj în care mă situez pe o poziție destul de bună, ca la nivel național conducerea să ia și o asemenea hotărâre. Florin Cârciumaru a afirmat că a purtat chiar o discuție cu liderul partidului pe tema candidaturii sale. Am discutat-o chiar acum zilele astea cu domnul președinte Dragnea și nu voi mai candida, trebuie să găsim soluție. Să găsim o persoană... Trebuie niciodată să nu spui niciodată. Este posibil. Și asta mai promis de multe ori. Este posibil în politică, da, să nu spui niciodată nu, dar eu merg pe această variantă că nu trebuie să mai candidez. Mai mult decât atât, senatorul Florin Cârciumaru a anunțat că nu va mai candida nici pentru o funcție în cadrul organizației județene Gorj APSD. Acesta este de acord cu predarea puterii către deputatul Mihai Weber și președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu. Alegerile la nivelul PSD Gorj vor avea loc în această toamnă. S-a făcut mare vâlvă, s-a făcut mult zgomot pe preluarea puterii în organizația PSD Gorj. Eu am spus-o de foarte mult timp, cu multe luni în urmă am declarat că nu voi mai candida la viitoarele alegeri care se vor organiza în cadrul organizației, fie că este vorba de o perioadă de o lună sau de luni sau de ani, eu nu voi mai candida. Și dacă partidul vă va cere? Nu, deci am purtat deja o discuție cu domnul Dragnea, cu domnul Neacșu, cu domnul Stănescu, care răspunde direct de Gorj și toți au fost de acord că, da, dacă eu îmi doresc să nu merg mai departe... Florin Cârciumaru ocupă funcția de președinte al Comisiei de Administrație și Organizare Teritorială din Senat.